Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod unde o să reacționăm la ceva țuții, prea frumos, o să fie prea bine. Am văzut că v-a plăcut ultimul episod când am reacționat la primele mele videoclipuri. Dacă l-ați ratat, eu zic să vă uitați la el pentru că o ieși super, foarte amuzant și ăla. Vă recomand să aveți linkul în descriere dacă vreți să vă uitați la el. Dar astăzi, wow, astăzi o să fie amuzant tare. Pentru că reacționăm la o chestie pe care eu am muncit foarte mult când eram mic, eu cu Skylark, dacă îl mai știe cineva pe Skylark. Era un prieten cu care făceam, adică încă e un prieten, dar nu mai fac cu el episoade, dar făceam înainte episoade cu el. Și se chema așa, The Movie, foarte original, bravo Colpir, bravo, te-ai gândit mult la asta. Și scrie acolo, Adventures of Colpir and Skylark. Wow, sună deja promițător. Eu zic să vedem ce-i cu acest The Movie. Eu când am văzut că fac multe vizualizări pe ăsta și chiar am făcut atunci, eram gen, oh my god, am dat ăsta cum jackpot-ul. Oricum, 86 de like-uri și 4306 de vizionări. Am să las link-ul în descriere la The Movie 1 și poate reacționăm și la The Movie 2. Hai să vedem cum începe. The Movie. Mamă, dar ce bine e făcut acolo. Hei, Gigel, uite-l pe Skylark. Salut, Colpin. Ce faci, mă? Unde te duci? Că trebuie să filmăm. N-am timp, mă duc să candidez la primărie. Ok, te susțin, vezi că vin și eu și ai votul meu. Ah, mersi. Oh my god, ce tranziție șmechere. Prea fain. După cum v-am zis, atunci pe vremuri când jucam cu Skylark, tot timpul făceam skin-uri, ba pentru el, ba pentru mine și mai ales că am făcut The Movie, care e The Movie. Fiți atenți la firul poveștii, asta e important, știi? Gen, Skylark trebuia să candideze la președinție sau nu, primărie, scuze. Și are un inamic, un rival, un contracandidat. Ei bine, și o să vedeți voi pe parcurs ce se întâmplă. Hai să vă arăt ce urmează să fie. Bine, Gigel, eu mă duc să-l susțin pe Skylark. Ne vedem mâine. Bine, Colpir. Da, ce să mai... Cred că ați observat cine a făcut vocea lui Gigel. Că noi atunci l-aveam pe Gigel. Aveam seria noastră de survival. Co-op, pana mea. Și l-aveam pe Gigel. Și aparent l-am băgat și aici în The Movie. Era fratele nostru Gigel acolo, știi? Eram prieten cu ei. Și... Da, n-aveam bani de alți oameni și l-am pus pe Skylark să-și facă vocea foarte subțire. Doamne, iartă-mă, cum suna, frate, mai dau o dată. Mai vreau să văd o dată chestia aia. Ia. Bine, Gigel, eu mă duc să-l susțin pe Skylark. Ne vedem mâine. Bine, Colpir, bye. Oh my god. Bun, hai să vedem. Aici ai primăria, după cum vedeți, un shot foarte bun spre primărie. Și acum intră Colpir la primărie, ia să vedem. Bă, ce cu mulțimea asta, frate? Bă, unde-i Skylark, mă? Skylark? Uitați-l. Deci, ce faci, frate? Cum de te-ai gândit să ajungi la primărie? Ce ți-a venit? Bă, vreau și o puțină putere și vreau să bag o lege să nu mai intre fraierii ăștia în casele noastre. Taci, poate ne înțeleg, fii. După cum am zis de fiecare dată, asta e șmecheria la Minecraft, adică tot timpul, fără să vrei, dacă joci cu cineva sau ceva, faci un fel de roleplay și pur și simplu îți imaginezi că tu vrei să faci aia și mai ales când faci videoclipuri iese belea, pentru că poate să vadă și lumea și să râdă cu tine sau de tine, cum e în cazul ăsta. Oricum, da, deci Skylark vrea să candideze la președinție pentru că vrea și el niște respect și vrea să aibă niște putere, înțelegeți? Asta era scriptul nostru. Noi așa am construit acest scenariu. Mai încet. Așa, și contra cui candidez? Vasile, ia uite, cine este? Vasile, ăla în mob. Stai că să-l caut și eu. Ăla în mob. Uite, auleu, gata. Bă, ce cu nasul ăla de cabanos? Doamne, iartă-mă, pe bune. Nas de cabanos, am zis. Ești nebun la cap, dar ce... Wow, dar ce glumă scrisă de acasă am dat și eu atunci. Așa. Eu îți urez succes, oricum îți dau un vot de meu. Deci, baftă! Ia. Oh, salut, Colpir!
Bună ziua, domnul Deaconescu. V-ați gândit să-l votați pe Skylark? Păi nu, doar voi ne-ați ajutat să ajungem așa sus cu OTV-ul. Da, aveți dreptate. Doamne, parcă și mie mi-era rușine de ce facem acolo, ci că... Da, aveți dreptate. Era o chestie, aveam un videoclip înainte să facem The Movie. Aveam un videoclip de survival, când pur și simplu am pus ceva la sfârșit, gen când Alex era domnul Deaconescu, că atunci era cu OTV-ul, pe vremurile alea era ceva șmecher și toată lumea își bătea joc de Dan Deaconescu. Ei, mă rog, noi am făcut tot o chestie așa ceva faină. Dacă găsesc chestia aia, am să vă arăt la sfârșit. Faină și chestia aia, mă rog. Și, na, l-am adus și pe Deaconescu în acest The Movie, ca să fie cât mai mult de personaje, că dacă este doar... Dacă suntem doar noi doi și Vasile și Gigel, e puțină. Hai să-l aducem și pe Deaconescu. Oh my fucking God. După cum vedeți, al skin de fiecare dată. Chestii amuzante. Deci pe cine votați? Pe Vasile sau pe Skylark? Pe Skylark. Skylark. Ia Cine uite. asta e? Da, aici a fost o fază că gen ăla era skinul vechi din primul sezon de co-op cu Skylark. Ăla era skinul vechi, gen, a venit și skinul vechi. A fost o chestie așa gen Easter egg pentru cei care au fost de la început. A fost fain, a fost fain. Și aici sunt ei doi, Vasile și Skylark. Și hai să vedem ce se întâmplă, fraților. Dacă sunteți curioși, nu uitați să apăsați butonul de like. Ce te uiți, bă, să vezi ce te bat eu când ieșim de aici? Ok. Violent, violent. Vasile are 50 de voturi, iar Skylark are 10 voturi. Deci noul primar este Vasile! No! Oh my God. No! Dar dă seama de ce trist era el acolo. No! Cât acting. Acasă. Bă, Scarlet, ce facem, frate? L-ai omorât pe ăla și după aia o să fiu și eu vinovat. Ce facem? Poate vine poliția și ajungem la pușcărie. Nu vine nimeni, mă, n-are cum. Ești sigur? Foarte sigur. Voi vă dați seama câte duble am dat noi la chestiile astea. Era așa de simplu firul pe care puteam să-l facem random, așa, dar noi spuneam fix cum trebuia, respectam scenariul cum trebuie, nu așa. Gen, hai să vă explic dacă n-ați înțeles, poate n-am prezentat bine, dar cred că am prezentat destul de ok. Skylark o pierdut, s-a supărat, a făcut, oh, nu, bla bla bla. După am ajuns acasă, l-a omorât pe Vasile, să nu uităm chestia asta. O ajuns acasă și eu eram foarte panicat. Băi, dacă îl prinde pe ăsta, cum se cheamă? Dacă ne prinde și vine poliția după noi și ne bagă la pușcărie. Și Skylark era foarte confident și zicea că nu, frate, nu ne prinde nimeni. Când colo după o oră... Hai mai repede. Skylar, trezește-te! Da, bine. Ha, mă, trezește-te că ne caută poliția. A venit. Of. Of. Așa. Bă. Bă. Aoleu. Ok. Deci, fiți atenți cum a fost asta. Deci, cât m-am chinuit să fac să stea butelie ăsta, care e un Iron Golem, și am zis că e perfect pentru chestia asta, gen, băi, e polițist, da? Gardianul villagerilor, așa că sigur o să fie ăsta bun. Prima dată, în prima secvență arată bine, gen că nu este nicio bucată de fence, dar deodată apare fence-ul ca să nu plece prostiile astea. Să nu plece dracul ăsta, că pleca de lângă noi și era aiurea. Și, nu știu, am dat o grămadă de secvențe, gen ca să pot să reușesc să uite butelie ăsta la Skylark. Și după am înregistrat din nou cu vocea scăzută, sau de Skylark, ești arestat pentru uciderea lui Vasile și acum urmează să zică colpir, nu știu ce. Iar tu, colpi, Colpir. am văzut că mi-ai dat sabia lui Scară. Ești arestat. Bă, colpire, ai adus-o? Da, mă, uite, am adus-o. Ai grijă ce faci cu ea. Așa că, baftă cu Vasile. Oh my God, asta cred că a fost cea mai șmecheră chestie. Adică gen, wow. Asta a fost așa, n-a văzut nimeni și deodată. Bă, bă,
Bă, colpirea i-a dus aia. Da. Dar uite acum am adus-o, poftim sabia. Ai grijă cu Vasile, bam, bam, bam. Ce bun e asta. Merci. Nu ne prinde nimeni, nu? Ups. Uite ce am ajuns, cara, că am ajuns să stăm într-o... Oh my god, ați văzut acolo? Gen, chiar ne era lene să construim tot, pe bune? Ia, fii atent. Uite ce am ajuns, cara. Ia, ați văzut acolo? Era bucata aia, partea aia. Da, în partea aia. Era, cum se cheamă? Se vedea că e lume, știi? Gen, se vedea natura, iarba, pana mea. Nu puteam să construim și noi complet, să pară la pușcărie adevărată. Nu, noi, pe dracu. În orice caz, ați văzut, aveam skin-uri frumoase de pușcăriaș. Eu aveam și o bandană de aia roșie în cap, zici că eram Rambo în pușcărie. Și acum am ajuns în pușcărie pentru că ne-au prins. Super. Că am ajuns să stăm într-o celulă cu patru pereți numai pentru că ai vrut să-l omori pe ăla și ceea ce ai făcut. Și eu te-am ajutat. Dacă nu mă prindea, puteam să scăpăm. Adică eu îți ziceam, ți-o aduceam, nu știu, pe aici, spărgeam pereții, veneam și fugeam undeva. Ok, am înțeles cum era faza. Gen, eu îi țineam predică că, frate, totuși nu trebuia să-ți dau eu sabia, nu trebuia să-l omori, că dacă îi să... Nu, puteai să-l omori. Nici eu nu înțeleg acum dacă stau să mă gândesc. Cred că am zis o mare prostie. Gen, puteam să-l omor. Putea Skyler să-l omoare. Și gen, dacă nu mă prindea pe mine, putea să iei sabia de la altcineva ca să nu mă prindă pe mine să-l scap eu pe Skyler. Complicat, un scenariu complex, într-adevăr. Și acum Skyler stă cu capul în jos, ca să pară că e supărat, gen nu că e supărat, că îi rușine că au făcut chestia asta și eu zic, o să vedeți voi. Stăteam în junglă, continuam chestiile care trebuia să le facem și na. Ești Hai nesimțit. mă, nu mă mai certa. A, nu mă Ok, certa. hai să ne culcăm. Hai să ne culcăm. Bă, ce se aude? Scala, trezește-te. Cred că o fi gardianul. Opa, Uite un opa. bilet și o lupată, mă. Și după cum vedeți, am completat chestia aia. Gen, am realizat după pe filmare, dar mi-a fost lene să filmez din nou, nu știu de ce. Și acum se vede că e completat toată închisoarea. Și am primit aici o hartă și o lopată. Și s-a auzit așa în ușă, bam, bam, s-a auzit de la zombie, dar de fapt era Gigel. O să vedeți acum. Wow, oare de la Nu. cine? E de la Gigi, mă. Oh my Zice că god. ne-a lăsat nouă lopata asta ca să scăpăm de aici. Și ne-a făcut o casă în junglă. Și ne-a dus toate obiectele acolo. Uite aici coordonatele. Doamne, ce om. Ah, mulțumim. Bun, hai să scăpăm Acting. pe aici, cum am învățat la antrenament. Hai, bagă pe aici. Cum am învățat la Ah, nu-i antrenament. nimeni. Asta e bine, m-am uitat eu. Hai să mergem. Cobor și eu, e liber? Da, e liber. Ok. Oh, frate, m-a lovit! Mi-amintesc de chestia asta chiar foarte bine și nu știu câți oameni au observat atunci, dar eu gen când am căzut, automat am făcut și tranziția, gen mi-am schimbat skin-ul, am zis că e perfect negru cu negru, poate să fie gen fără să se simtă, numai că dacă vă uitați la pulpițe acolo, cred că scade una M-am sau nu știu uitat eu. cum e, stai Hai puțin. să mergem. Cobor și eu, e liber? Da, e liber. Ok. Oh, frate, m-a... Băi, sincer, a fost ok chestia asta. Ideea e că am schimbat lovit! skin-ul. Bă, ce ai pățit? Ești ok? Ah, da, cât de cât. Mă dor picioarele, nu mai pot. Aoleu. Da, mă, că trăiești. Da, mi s-a rupt haina, nu. Haina mea cea frumoasă cu dungi. Bun. Hai Glume. să scăpăm odată, că m-am săturat. Le arătăm noi cine este colpi și scaler. O să ne întoarcem și o să facem ceva aici. Nu știu. O să-i distrugem. Ce răi eram noi. Dar faza e că acum nu vedeți absolut nimica, dar credeți-mă, era un fel de tunel, săpa Skyler și trebuia să ieșim la suprafață, așa că așteptați o secundă până ieșim. Și mai urmează o glumă care mi-o amintesc și acum și super pe care mi-o amintesc. Bă, acum mă gândesc că Gigel ăsta este un om foarte... foarte de Una treabă, nu știu ce să zic. adevărat. Da. Da, am o singură întrebare. Oh my Părul god. meu arată ok? Da, mă, uite. Ok, Why? hai să ieșim rapid de aici, că m-am Why? săturat. Of, doamne, hai, ieșim la suprafață cu Ua, ochii. lumină! Oh, lumină, dar întuneric. Aleluia! Mă, Bă, uite cum arăți. cum arăt, mă? Aoleu!
Zbătut de soartă, frate. În fine, hai să... Și el râdea de mine. Râdea de mine că eu am zis că-s bătut de soartă. Bun, bun, prieten Skylark, mulțumesc. Mă uit să văd ce prin prejur pe aici. S-a oprit din soare, asta e bine. Bă, ce se întâmplă, mă? Ce se Skylark, întâmplă? bă! Skylark, unde ești? Skylark! Bă, ce puțin, mă? Bă! Asta mi s-o păru mie gen cap. Bă, dar ce bine am dat-o. Cum am gândit eu că gen e perfect că e zăpadă și o să vadă gen că e mai sus. Și acolo am pus un pat evident și noapte, de asta era noapte. Acum mi-amintesc. Ca să poată să steie gen Skyler clovit așa pe spate. Oh, nu știu ce, dar de fapt el dormea. Asta era șpilul. Și gen a fost bătut de un zombie. Și uite puțin, i-am schimbat și lui skin-ul. Deci câte skin-uri am făcut atunci să mor eu de... Cred că eram... Oh my god, eram prea artist, prea șmecher. Și i-am făcut și lui un skin de ăsta rupt. Și hai să vedem ce zic băieții ăștia. Bă, Scar, te simți bine? Cine ți-a făcut asta? Bă, m-a bătut un zombie. Nu prea mă simt bine. Hai Frate. în junglă să ne odihnim. Frate, îți curge sânge. Hai, Oh hai my să god. venim. Te vindecăm noi. Hai. Hai, leargă. Încearcă, hai. Bun, hai să mergem. Mergem în partea aia și găsim jungla datorită lui Gigel. Așa, hai, hai să mergem. Hai, rapid. Mai ușor, mă, că eu sunt invalid. Da. Da, invalid, alerga puțin după punea shift-ul ca să pară că gen, vai că sunt lovit. Handicapat. Era gândit-o oarecum. Hai să mergem, hai. E un creeper în Sari, față. sari. A uitat un Au. creeper, hai, fugi partea asta. Nu. Fugi, fugi. Oh, una dintre cele mai tâmpite chestii așa pe sfârșit. Colpir 96 și-o dat game mode 0. Bun băiat, nu putea să aștepte 2 secunde să se dispară chestia aia. Ai dat-o bine. Bă, uite casa! Wow. O, ce tare! Oh, ce Vai, tare. uite, uite o scară din liane. Mă, Gigi ăsta s-a gândit la tot. Bă, se vede că a fost pe aici. Ce dracu, în fine. S-a gândit la tot, frate. Cel mai bun prieten al nostru, n-avem ce zicem. Bă, la ce șchiop sunt, cred că o să cadă pe liane. Face, vai de fața ta, mă. Corect, corect. Așa. A, uite niște paturi. Avem toate itemele, perfect. Super. Mulțumim, Gigi. Dar cred că era gen o continuare din survivalul nostru sau care e faza că nu mai țin minte sincer. Sunt foarte curios câți dintre voi, dacă mai sunteți care vă uitați la chestiile alea, care v-ați uitat în trecut la episoadele de genul ăsta, sunt foarte curios dacă sunteți măcar vreo doi. Uite și aici un mesaj. Ce Sper că zic? v-am ajutat. Nu uitați să mă vizitați. O să te vizităm. O să te vizit. Așa e. Bine, Skylark, hai să ne odihnim. Terminat? Oh, ia. Nu-mi vine să cred că s-a terminat așa. Oricum, știu că urmează și partea a doua, dar acum depinde și de voi dacă vreți să ajungem să vedem și partea a doua. Depinde cum reacționează lumea la videoclipul ăsta și câte like-uri strângem și cât de mult vreți voi să vedeți și partea a doua la acest videoclip. La The Movie 2, care nu cred că este așa de popular ca Movie 1, dar mă rog. Și hai să vedem ce failuri avem. Merg, nu mai fuge ca pau. Uite-le, o intrat acolo. Uite prostul satului. Asta era tot fail-ul. Bun. Încercam noi să-l prindem pe domnul... am uitat cum îl cheamă. Vasile, așa, să-l punem acolo. Roluri secundare, Gigel, Vasile. Scenariu, Colpir and Skylark. Cameraman, Colpir, normal, ce pușca mea. Mulțumim de vizionare. Da, nu știu ce să zic. Băi, deci eu iubesc acest videoclip tot timpul când mă uit la el, gen... Mi-aduce aminte așa de cât de tare mă bucuram să joc acest joc și cât de eram gen, oh my god, pot să creez ceva super șmecher. Hai să vedem puțin ce comentarii sunt, să vedem cum răspundea lumea la chestia asta. Mulțumim, nu am făcut partea a doua, zic eu. Nu am făcut-o atunci, acum 6 ani, uite puțin, 6 ani, ești prost. Ia, uite aici, un om superb care s-a lăsat. Încă un canal cu potențial ruinat de absența publicului. Foarte bine zice aici. Sunt curios dacă mai ești pe aici, Buții. Oh my god. Bravo, like. Așa. Ești super tare. De la tine am învățat eu Minecraft.
Ce te uiți, bă, să vezi că te bat când ieșim de aici? A, asta ziceam eu. Da, uite, frate, aveam niște comentarii foarte faine chiar. Please, faceți partea a doua, că e super tare. Oh my god. Foarte tare. Eu sunt bizar bizat. Bravo, puține comentarii. M-ai adus aminte de GTA la prima fază. A, nu știu despre ce era vorba acolo, dar mă rog, aveam niște comentarii pozitive, 19 comentarii pozitive. E bine. Bun, fraților, vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram dacă doriți și să activați clopoțelul cu notificări, un like și un subscribe dacă vreți. Am ajuns și noi la 20.000 de subscriber, ceea ce vă mulțumesc foarte mult, sunteți cei mai șmecheri. Și da, hai să vedem dacă reacționăm și la The Movie 2. Și dacă vreți să vedeți acest videoclip din nou, aveți linkul în descriere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Colpir, I'm out!